Salut și bine ați revenit. Am zis, dacă tot suntem la pescuit, suntem în echipă de 3, să vă prezint sacul lui Nicolas. E un sac ce a apărut în 2020, sac lansat anul ăsta, și pe care noi îl considerăm ca fiind unul dintre cele mai avansate și mai confortabile accesorii de pescuit existente pe piață, care se pot cumpăra cu bani. E un sac extrem care asigură un confort fabulos și care vă va ajuta să vă odihniți cu adevărat. Nicolas mă filmează, n-a vrut să vă prezinte el sacul, m-a pus pe mine. Cum e Nicolas, cum dormi el? Ca un bebeluș. Ca un bebeluș, ați auzit. Sacul se numește Vagabond 4 Freelancer. Indicativul de 4 înseamnă că este un sac din 4 straturi. Pentru 4 sezoane. Pentru 4 sezoane din 4 straturi. Să vă zic mai întâi că îl găsiți la pescardesom.ro, la www.pescardesom.ro. Noi suntem importatori și avem și calitatea de distribuitori în România pentru acest echipament. Așa că hai să discutăm despre sacul. Sacul arată cam așa. La interior este căpșit cu plis. Este extrem, extrem de moale, e efectiv o pufoșenie, dacă vreți. După cum vă ziceam, este făcut din 4 straturi. În partea de sus avem 1-2 straturi, ceea ce înseamnă că acest sac, care e dat pentru, dacă nu mă înșel, minus 30 de grade, 20. Da, oricum, e un sac extrem, extrem de gros. Per total, cred că are mai mult de 10 cm grosime. 10 bune. Grosime, se poate totuși transforma inclusiv într-un sac de vară, atunci când putem desface fermoarul și ne putem înveli doar cu sacul interior, ceea ce practic ăsta e un sac, să spunem, normal, uzual, pe care îl găsiți în piață și vă puteți înveli doar cu ăsta, ceea ce, să zicem, pentru perioadele târziu de toamnă, început de primăvară, început de toamnă, este suficient. Așa că îl putem detașa și veni la pescuit doar cu acesta. Avem un strat superior care este gros și care reține foarte mult aer, după cum vedeți, când îl strâng se efectiv simți aerul din interior. Acesta, odată stratul interior, odată dat la o parte, practic vom obține un sac de toamnă pentru perioada asta în care temperatura ajunge la 6-7 grade, e mai mult decât suficient. Sau îl putem folosi... Nu are aici și pe apă să schimbe un caras, piu e stația. Care o găsiți la pescardesom.ro. Care o găsiți și pe ea la pescardesom.ro, corect. Punând cele 4 straturi, obținem un sac în care transpiri. În care transpiri, vorba lui Nicolas. La noi au fost 6 grade, Nicolas a dormit în chiloși și mai eu. Și la un moment dat s-a trezit nervos. A deschis sacul, era transpirat fleașcă, era mult prea mult pentru 6 grade. Un alt mare avantaj al acestui sac, fiind foarte gros, este faptul că atunci când avem, de exemplu, un pat mai slăbuț, calitativ, prin grosimea lui va compensa și va oferi un confort pe timp de noapte excepțional. Sacul vine și cu kingă, pe ceva ce se leagă în jurul patului, în așa fel încât să nu sacul să nu fugă pe timpul nopții. Are și un capișon aici. Nicolas, te dai mai aproape? Uitați.
îmbracă sacul, patul în așa fel încât, repet, pe timp de noapte, atunci când ne fuim, când ne sucim, să rotească, să nu ne încurcăm în el. Se strânge pe cap, capișonul care vine în dreptul capului pentru un plus de confort. Se poate aduna în jurul corpului cu această bandă velcro. Aici la fel se prinde de poată în așa fel încât să nu confortul să fie maxim și să nu ne încurcăm în sac. E un produs care cu greu își găsește un rival pe piață, cel puțin în gama lui de preț. Și cu greutate e doar 4,5 kg. 4,5 kg, în schimb e un produs care, repet, în gama lui de preț cu siguranță nu își va găsi un rival. Intră în competiție cu marile firme și cu produse care ajung la niște prețuri prohibitive. E un produs pe care îl recomandăm și pentru care avem curaj să ne punem capul la bătaie că nu poate exista niciun fel de reclamație din partea nimănui. Bă, da, ține prea cald. Ține prea cald, da. Un design plăcut din camuflaj. Impermeabil. Impermeabil, așa, bravo, Nicolas, uitați-mi să menționez asta. Pentru cei cărora le place să doarmă afară, fără cort. Și vagabonzi. Pentru vagabonzi, da. Asigură și impermeabilitate. Noi l-am testat la un moment dat, am stat pe ceață afară, cort, nu s-a întâmplat nimic, n-a pătruns umiditate în corp, în sac. Nu l-am testat în ploaie, ca să zic, la o ploaie torențială, dar pentru condiții de ceață și umiditate maximă rouă, garantăm că nu e nicio problemă. Și un alt mare, mare avantaj al acestui sac vine dat de fermoare. După cum vedeți, în spatele fermoarului avem o bandă rigidă care face ca atunci când fermoarul culisează să nu aibă de ce să se agațe. Ceea ce înseamnă că la momentul în care ești în sac și a venit trăsătura, nu trebuie să faci nimic decât așa. Și gata, s-a deschis. De sus până jos și a ieșit afară. Nu există riscul de a ne încurca în fermoare și a pierde peștele până reușim să ieșim din sac. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizare. Vă reamintesc că îl găsiți la pescardesom.ro și e un produs pe care noi îl folosim și pe care îl recomandăm în urma partidelor avute. Ai uitat să prezinți pernițele de umeri. Așa, corect, scuze. Dacă nu le-ai folosit, păi, nu știu. Ia zi tu, Nicolas, despre pernițe. Alea pernițele ori vrei să le pui sub cap, în caz de ridicare, da. Ori vrei să le pui pe umeri pentru a-ți proteja gâtul de frig. Da. Dar nu cred că e necesar. Uite, așa arată pernuțele. Pufoase, groase și se pot trage sub cap sau pune pe umeri pentru un plus de confort în timpul nopții. Am uitat de asta. Uite, dacă e sacul lui, el știe mai bine să-l prezinte, numai că n-a vrut, e mai sfios, cică. Bun. Mulțumim frumos pentru vizualizare și vă urăm fire întinse.